Salutare! Pentru astăzi, o situație mai puțin întâlnită, o scădere de intervale. Notează-ți în caiet acest exercițiu, încearcă să-l rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună cam cum s-a rezolvat. Nu trișa, încearcă, încearcă mereu. Este important să-ți antrenezi mintea, numai așa vei crește și te vei dezvolta. Altfel, dacă ești doar un simplu copiator de la tablă, nu este gândirea ta acolo. Ești gata? Ce înseamnă intervalul minus 3, 5? Păi, dacă ne desenăm axa numerelor și reprezentăm acest interval minus infinit, infinit, să-l punem pe 0 aici. Minus 3, 5 ar fi așa: minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, intervalul închis înseamnă că vom lua și capetele din care să dăm la o parte intervalul 2, 8. O să-l fac cu o culoare pe acesta. 2 înseamnă 1, 2, 8 înseamnă, deci 5, 6, 7, 8. Și acesta este deschis. Înseamnă că nu vom, nu vom lua și valoarea 2 sau valoarea 8. Bun. Ce înseamnă intervalul minus 3, 5, adică acest interval din care scădem, dăm la o parte zona aceasta. Ce se întâmplă? Păi, 2, pentru că este deschis, înseamnă că nu va intra în componența acestui interval, înseamnă că o să intre de fapt în componența intervalului care rămâne. Așa că. Ceea ce o să ne rămână o să fie intervalul minus 3 închis, 2 închis. Simplu, nu-i așa? O zi superbă să aveți!